Bun găsit, dragii mei, la o nouă întâlnire aici pe canalul Dragoș Gavrilă. Reîncepem un nou sezon din apicultura Fapt Divers. După cum bine știți, și anul trecut, la apicultura Fapt Divers am prezentat diferite soiuri de miere și am discutat în general despre mierea de albine. Pentru că, așa cum este normal, noi apicultorii trebuie să știm foarte bine ce produs producem și comercializăm. În urma primului sezon, un lucru îmbucurător este că am primit miere practic din toate colțurile Europei, începând cu Italia în sud până Norvegia în nord. Și bineînțeles, din Franța, din Spania. Pe această cale țin să mulțumesc din suflet celor care mi-au trimis, românașilor din diaspora, care au trimis aceste borcane cu miere, ce au fost degustate în emisiunea Apicultura Fapt Divers. Tot ca un fapt divers, pot așa să precizez en passant, nu am primit niciun borcan cu miere din România, de la niciun apicultor din îndrăgita noastră patrie. Dar nu e o problemă, ați văzut, am comandat pe net, cei care au magazin online, am cumpărat, am văzut și o să vedem anul ăsta ce miere am cumpărat, pentru că am păstrat-o și sunt surprize mari. Dar haideți să începem noul sezon. Acum o lună și ceva, zapând pe Facebook, am dat de pagina domnului Ioan Guist. Ioan Guist este un apicultor consacrat, cunoscut, face partea din garda veche de pe timpurile stupăritului. Și uitați aici, deci pe 21 decembrie 21 găsesc un clip făcut profi. Frate, și scrie așa, benefic. Miere bio culeasă din Transilvania. Filtrată cu grijă, un produs sănătos pentru toate vârstele. Opa, hai că e un lucru bun. Să dăm drumul să vedem, să vedem filmul, numai puțin, să-l mărim. Miere, opa, opresc. Ce scrie aici? Miere culeasă de pe meleagurile transilvanene. Deci ce ne gândim? O miere din Transilvania. Știți cum era un procesator din Transilvania, la fel vindea miere din Transilvania și mai jos pe etichetă scria miere uie și nonuie. Hai să vedem ce miere avem din Transilvania. Deci clipul începe foarte frumos. Vedem aici o stupină într-o zonă colinară. Îl vedem aici pe domnul Guist la stup, experiență de peste 25 de ani, filmat cu drona frumos. Deci ce să mai vorbind așa luat ca și regie, făcut foarte ca lumea. Acum ne mai vine un mesaj. Peste 600 de familii ecologice împărțite în zone sălbatice din Transilvania. Băi, n-aș știu că Doljul și Mehedințiu fac parte din Transilvania. Pentru că, din câte știu, acest domn vara îl vedem pe acest domnul, vedem vara cu stupi în sudul României și eu parcă știu că Transilvania nu e în sudul României, dar rămâne de văzut. Cine știe, e posibil ca Doljul să fie din Transilvania. Așa, făcut frumos, vedeți. Acum se intră la descăpăcit, la 600 de stupi, stăm așa frumos cu furculița. Și citim aici, procesare și filtrare la rece. Dom'le, chiar aș fi curios să văd și eu cum se face filtrarea la rece. Deci, hai să zic că mierea, ramele au fost băgate în centrifugă și am scos mierea. Ok. Dar cum se face filtrarea la rece? Nu știu. Chiar aș fi interesat. Vedem o etichetă frumoasă, aici borcanele puse frumos, maturatoare. Ce să mai una peste alta, nota 10 la regie la acest video. Făcut foarte, foarte frumos, un aliment 100% sănătos pentru orice vârstă, ok, suntem cu total de acord. Un lucru foarte fără perisabilitate, pentru că bineînțeles știm că durează foarte mult. E, și acum vine pleașca. Deci după un video așa frumos, ce citim noi aici? Înlocuitor natural al zahărului. Frate, asta e blasfemie. Mierea de albine este miere, punct. Nu înlocuiește nimic pe lumea asta. Deci zahărul este un îndulcitor mort,
Mierea este un produs viu. Niciodată mierea nu va înlocui zahărul. Eventual zahărul mierea. Deci nu poți să faci comparația asta. Deci păcat de calitatea la acest video, că văd acest text îngrozitor, înlocuitor al zahărului. Nu există așa ceva. Mierea este miere. Zahărul este un produs industrial și toxic pentru om. Așa că ce să mai vorbim? Deci aici îmi pare rău, e greșit textul. Deci nu există așa ceva. Mierea este miere. Păcat, uitați-vă ce video frumos. E ecologic, ok, știm și noi minciuna ecologică, înghițim, nu-i problemă. Bun. Acum ce am zis? Hai să mergem mai departe, tot pe canalul domnului Ioan Guist și găsesc, uite, acum 4 zile, așa cam la 3-4 zile, vedem reclame la Colonia. Păi ce naiba o fi Colonia asta? După toate așa, zic, comanda aici, la Hani Colonia, bun. Dar tot pe canalul domnului Guist o găsesc pe doamna Luiza Ciurlea, care ne prezintă foarte elegant și frumos brandul Colonia. Hai să vedem ce ne spune această doamnă. Ei, am sunorul cam încet. Bine, acum bla bla bla, mă numesc. 100% românesc, 100% natural și bio, cu certificări în Germania, un produs care se vinde deja afară. Și am zis, de ce nu? De ce nu vindem și în România? Pentru că cred că este momentul să ne educăm și să nu ne uităm la cel mai mic preț, pentru că cel mai mic preț înseamnă și ce este cel mai bun. Și pentru că vorbim despre miere, fiți atenți, în această piață de miere contrafăcută. Bun. Deci am luat-o prost. O cantitate foarte mare în piață care este contrafăcută. Băi frate, când încerci să promovezi mierea și spui că în piață este o mare cantitate de miere contrafăcută, ai dat-o în bară. Niciodată, dar niciodată nu-ți promovezi produsul tău spunând că alți, concurența ta vinde miere contrafăcută. Deja ai dat-o în bară. Deja în mintea consumatorului se inoculează ideea că mierea este contrafăcută. Bine, și acum cu Coana începe și prezintă Colonia asta. Ok, perfect, frumos, nimic de zis. Domnul Guist continuă cu reclamele la Colonia. Foarte bine, deci un producător român, uite, îi trimite Colonia la mulți ani de Sfântul Ion, Colonia, super frumos. Hai să mergem la magazin, să vedem la magazinul Colonia. Am intrat aici pe magazinul Colonia. Cine suntem noi? O echipă de apicultori profesioniști, pasionați și cu experiență în multiple tehnici apicole aplicate în diverse regiuni din România. Băi, super, super, super frumos. Dăm mai jos să vedem cine sunt. Evicom Honi SRL, punct de lucru, Sada Taneța, Curtea de Argeș. Super tare. Deci niște băieți de la Curtea de Argeș au făcut un, hai să vedem, produse, un magazin online unde prezintă miere. Ei, acum să vă arăt și eu ceva. Așa, uite că revenim, hârtia de la curier. Uite, Evicom Honi SRL, Curtea de Argeș, cumpărător Dragoș Gavrilă. Mi-a venit coletul, uitați, cash, plătit 156,60 lei. Deci v-am spus, sunt cumpărate. Aici am primit factura, Evicom Honi SRL, frumos, elegant. Hai să vedem ce am cumpărat, ca să vedem ce degustăm astăzi. Am cumpărat așa, miere mană bio crudă, miere mentă crudă, miere polifloră bio crudă, miere tei bio crudă, miere salcân bio crudă, fagure cu miere polifloră crudă. Măi, deci m-a terminat cu crudă ăsta. Aici mi-a sărit mie în lentilă. Ce e asta? Crud, crud, crud tot timpul. Hai că o să deschidem coletul și să vedem. Deci v-am arătat că am factură, deci aici nu vorbim prostii. Mierea de la Colonia. Și acum o să intrăm la partea cea mai grea, să degustăm această miere și să vedem ce înseamnă crud la ei. Pentru că de ce noi suntem acum în ianuarie când filmăm.
Practic, mierea asta trebuie să fie deja cristalizată dacă este crudă. O să desigilez coletul în fața voastră să vedeți exact, să vedem împreună dacă mierea este crudă sau nu. Hai, dragilor, că am revenit acum. Am schimbat camera. Să desigilăm coletul. Acesta este coletul de la Colonia. Îl vedeți? Aici am scos factura și cu AVB-ul. E sigilat, scrie fragil. Să vedem produsele crude. Mă obsedează treaba asta. Dacă ar fi scris practic numai miere de albine, nici n-aș fi băgat în seamă, poate. Dar asta îmi place că e bio și crud, frate. Bio și crud. Să vedem întâi dacă au ajuns borcanele intacte. Așa. Dacă sunt borcanele intacte. Un ambalaj de ăsta cam... Oho, super! Super! 5 borcane și un fagure. Miere de salcăm crudă, da. Asta o vedeți. Este sub formă lichidă, e normală, salcăm. Mai departe. E de asta cu bulea, foarte bine ajuns. Miere polifloră crudă. La data asta, are cel puțin jumate de an de la recoltare, ea încă este crudă. A se consuma de preferință 26-11-23. Bineînțeles că n-a fost recoltată 26 noiembrie sub nicio formă. E crudă, tată, e crudă. Vai de steaua noastră, apicultori români. Miere de tei crudă. 15 decembrie, la fel, crudă, filtrată la rece, e lichidă. Da, hai să vedem ce surpriză o să avem când o să-l degustăm. Of, țărișoara noastră, of, apicultura noastră românească. Miere de mentă crudă. Mamă, dar ce subțire e asta? Oh, aleu, mâncați-a și ochișorii tăi, doamnei. Doamne, 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 miere de mană crudă. Numai crudități am luat. Băi, să știți că asta e singura care a început să cristalizeze. Ia să vedem. 27 decembrie. Deci ăștia de Crăciun, ăștia munceau de Crăciun, frate, ambalau miere de Crăciun. Super tare, toată lumea avea liberă. Da, bine, 27 a fost Sfântul Ștefan, luni. Și aici un fagure, ia, un fagure, scrie așa, miere în fagure crudă. Uite, ambalaj frumos, nimic de zis. Produs în România, producător, Evicom Homni SRL. Hai să vedem ce are Evicom ăsta. E în cutia de asta frumoasă, standard. Ia să vedem ce dată are pus pe el, pe ambalaj, să ne uităm aici. Ei, ăsta este din octombrie, care are 7-10-23. Poliflori, deschidem, hai să vedem dacă... Oho, l-au sigilat ca lumea cutiuța. Dragi. Băi, da. Ce naiba, că nici nu-mi dau... seama cum... Băi, foarte, foarte, foarte... Ei, las-o acum că nu mai pierdem timpul. Ca întotdeauna am cu mine aici merele, pentru că după ce degustăm o miere... Uitați, hai să luăm cu poliflora crudă, bio, care, vă dați seama, poliflora a fost recoltată astă vară. Și nici acum n-a cristalizat așa de crudă. Vedeți, are sigiliul intact. Deci, ca să nu vorbim, să nu avem bănuiele, ați văzut, am desigilat acum coletul. Vă prezint sigiliul. Vă dați seama, din state bășcălie, frate. Produsă miere românească.
Și vreau să știu cum s-a făcut filtrarea asta la rece. Deci, o miere obișnuită, nu are nimic ieșit din comun și mai mult ca sigur a fost încălzită. Să lăsăm bazaconile cu mierea crudă. Miere de tei crudă. Dom'le, ce înseamnă crudă? Dacă cineva poate să mă lumineze, să ne spune și mie ce înseamnă crudă. Asta e foarte subțire. Foarte, foarte subțire. Nu e miere de tei. Conține și tei. Foarte subțire. Îmi pare rău că n-am un refractometru să-i fac umiditatea. Are și miere de tei. Dar mai are și alte tipuri de miere în ea. Hai să vedem miere de mentă. Descoperă secretele naturii. Mi-am mănânc niște măr înainte. Producător Evicom Honey. Promovată de domnul Guist. Hai să vedem. Bă, mânca vașochi. Miroase a cei de ism, a cei de mentă. Mierea de mentă niciodată nu o să miroase a cei. Bă, nu vă mai bateți joc de oameni. Nu. Aici a pus esență de mentă în ea, în polifloră. Nu zic mai multe, fără cuvinte. Fără cuvinte. Dacă aș trimite-o la laborator, să vedem polenul, ar fi deranj mare. Miere de mană crudă. Asta e singura pe care am văzut-o mai cristalizată. Aici apare și ceva. Da, asta a început să se cristalizeze. Hai să vedem acum dacă e. Hai să nu zicem demente, să zicem forest honey. Mai corect ar fi să spunem forest honey. Adică nu este numai mană. Când spui mană, spui polen zero. Eu sunt convins că la fel dacă ducem la analiză, o să găsim polen în această miere. Ultimul salcâmul. Hai să vedem. Hai să vedem salcâmul. Laura, deci să-ți dau să vezi mizerie făcută, cum ar veni, gustă și tu, să vezi cum a pus esență de mentă în ea. Deschide ea lingurița. Ia miroase-o din start. Bă, ce măgari!
Deci după miros, deci nu trebuie să guști. Băi, Laura, deci nu se poate așa. Salcămul foarte limpede. Încă o dată, cum l-ați filtrat la rece? Aducea salcâm, dar nu salcâm de curtea de Argeș. Nu se trebuie salcâmul. Nu are aroma. Nu-i salcâm. E posibil să fie salcâm, dar are gust mai degrabă de polifloră. De zic, nu e... Nu are... A, știi ceva? Dacă îi faci analiza polenică, nu se încadrează la salcâm. Nu are polenul de salcâm standard. Dar e dubioasă la analiza mea de limbă. Și dubioasă în sine. E zahăr. Aoleu, deci că Laura când spune că e zahăr... Are gust de zahăr. Deci gust de zahăr are. Dragilor, doamna Luiza vorbea că să nu mai vorbească de alții că e miere contrafăcută în piață, că dacă ducem borcanele astea la analize, e deranj mare, mare deranj. Băi, fagurile nu-l mai deschid. Ăsta da, e lucrat ok. Nimic de zis. Pe faguri artificial, nu, nu e nicio problemă, asta da. Rămâne, deci, mierea de salcăm, dubioasă, mierea de mentă, care fake, mierea de tei fake, poliflora, e poliflora, dar nu e crudă, pentru că trebuia să fie cristalizată. E cu zahăr toată mierea, așa e. Și mana e de pădure, în cel mai bun caz. Deci, promovăm, ambalăm frumos, dar... Și dau cu pietre în alții după aia, că pe piața românească nu e dezamăgire. 156 de lei. Băi, fraților, bă, băgați-vă, bă, mințile în cap. Mai lăsați golănia. Nu vă mai dați, bă, bar profesori în meserie. Firma asta din Curtea de Argeș, ați văzut că am factură, deci... Aici nu vorbim pe goange. Mierea e trecută aici, toată în factură. Deci nu-i că să zici. Deci mierea e cumpărat-o cu factură. Deci ca să nu mai... Uite, crudă, crudă, bio, bio, bio. A, și altceva. Fii atent, măgăria, prima... Acum am sesizat. Deci firma asta zic că au stupină acreditată bio. Da? Dar ei vând mierea de mentă, nu este bio. Adică tu acreditat bio, faci și bio și nebio. Măcar la mentă, n-am mai... Mentă. Pentru că au pus esențe în ea, n-am mai scris bio, Laura. A, și nici fagurile de miere polifloră nu e bio. Bă, nu dăm înainte, bă, de-aia mierea românească are prețurile pe care le are. Mierea de mentă nu miroase a mentă. Amen, corect. Are un gust aparte. Mierea de mentă nu miroase a mentă. Corect, corect. Vedeți, avem documentele tot... Aceea e de mentă, ce să mai... Pune Laura, cumpără esență și pune esență. Nene, nea Ioan Egoist, nu le mai fă reclamă la ăștia. Nu se merge. Nu te... Ești apicultor bun, ești apicultor profesionist. Nu te mai băga cu întreburi de astea, că îți strici firma. Mierea o să o pun acum în depozit, vor rămâne borcanele. Cine nu mă crede, le va găsi la mine acasă. O să vă arăt că la fel am niște miere cumpărată anul trecut de la un mare profesionist. Unul se spunea pe stupărit înainte Genuțu de anul trecut și nu a cristalizat nici până în ziua de astăzi la fel miere bio. Eu nu înțeleg cum mierea asta bio nu cristalizează, mă. Tot la fel, cu miere de zmeură. De alea și n-a cristalizat. A, da, uite tati. Da, hai diferență. Ederă din Italia. Ia uite. Uite-o, tati. Asta de ce
De ce este cristalizată, tati? Omul ăsta nu mai are pretenții că produce miere bio. N-are absolut nicio pretenție. Și mierea ta încălzită, poftim. A, uite mierea mea pe care am dezghețat-o cu rezistența. În două săptămâni s-a făcut la loc, e beton. Asta e mierea mea. Deci, am avut-o în maturator, a fost cristalizată, am pus rezistența, am decristalizat-o, am pus-o în borcare și în două săptămâni s-a făcut la loc cristalizată, băi. Și n-am pretenție că produc miere bio. Nu am pretenția asta că fac miere bio. Uite, asta e mierea mea. Da? Uite. Asta e edera, nu? Uite, asta a fost edera. Uite și pe ce. Uite, altă, tot așa. Uite, uite, asta a început să... Uite, fii atent, asta a făcut deasupra spumă, în schimb. Uite, miere naturală, Laura, vezi? Da. A fermentat puțin deasupra. Asta e miere crudă. O vezi? Chiar asta a fermentat puțin. Asta e miere neumblată la ea. Unde găsești? Această transformări naturale, fiziologice ale mierei. Cum poți să spui tu că miere polifloră crudă la data asta, în ianuarie? Deci, hai să o luăm pe mierea mea, ca să nu mai zic de alții. Asta e. La mine nu-i crudă, tata. A avut rezistența băgată, da? Dar rezistența de ea care ține la 42. Asta, dacă îl desfac, crudă asta, asta neumblată la ea bio, ia uite, curge imediat. Ei. Miere de Mărgăritești, miere de Curtea de Argeș. Despre ce vorbim? Nu prea... Fraților, dacă continuăm să ne furăm căciula în halul ăsta, nu ajungem nicăieri. Mare dezamăgire în suflet, dar nu avem ce facem. Mergem înainte. Până data viitoare, fraților, să fiți iubiți. Aștept mierea de la voi. Să vedem în continuare. Sper ca data viitoare să fac un film mai plin de optimism. Ăla-i fagurile normale în secțiune. Da, miște. Da, ăla da. Nu, fagurile da, e ok. Oameni buni, numai bine, sănătate, fericire.